Acest episod va fi doar cu mine pentru că deja cred că v-ați săturat un pic de Kiwi și cu off-road-ul lui. Dar nu, am glumit, fim amândoi. Salut! Suntem la Beliș. Pentru cei care sunt din jurul Clujului, probabil ați recunoscut deja zona. Pentru cei care nu, ați face bine să veniți pe aici. Let's meet down at the lonely lake. Before summer has gone away. Da, eu am simțit nevoia să ies din casă, am simțit nevoia să testez, sincer, să fiu noile produse pe care nici măcar n-am apucat să le văd. Produsele care le avem acum pe mașină, adică odată Armor Top, cortul, acesta îl știm de anul trecut și îl știu și eu foarte bine și în el vom dormi și în această seară. În schimb, avem două produse noi, Marchiza 270 de grade cu LED. Cu LED, da. Avem și o butelie primită de la partenerii noștri de la Butan Gaz, să o testăm, să vedem de ce e în stare și cât putem să tragem de ea, așa că astăzi Ana ne va găti mult. Voi găti ceva mai special, da, și anume macaroni and cheese, care nu conțin nici macaroni și nici cheese. Este o rețetă pe care o recomand cu drag celor care nu consumă lactate, nu consumă gluten, nu consumă nimic. Și este o rețetă foarte bogată în proteine. Dar prima dată să deschidem toate jucăriile ca eu, să ne plantăm. Eu pot. Cam când te apropii cu 5 km înainte de locul de campare, începi să aduni. Și mă lași pe mine să ghicesc, adică fără să... Grijă numai să nu-ți dai cu bețele în cap. Așteaptă-te tot timpul să cade ceva din de sus. Serios, nici n-am cum să prind de aici. Asta e capcană. A, le-am văzut, dar nu-ți cad, adică-s prinse. Ok, și nu mai ajung. Das mică, mă. Mi-ar fi mult mai ușor dacă aș ajunge. Alea! De ce s-a-l deschid odată? Nu? 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 Bun, înăuntru în sertar vei avea întinzătorul. Păi ce caut acolo? A, invers, așa-i. Alo, vântule. O, da, nu puteau să pună o sfoară neagră. Easy. Hai să strângem asta, să nu ne atârne pe aici. Și acum, ce e asta? Vilă! Cu piscină. Imensă. Asta îmi place, că e cu clips. Bun. O singură problemă. Nu mai ajung beculețele. Nice. Ce avem aici? Două piese separate. Ah, păi și atâta, așa simplu. Îmi place. Foarte frumos, nu se vede din partea ce asta, fain, dar ba probabil da, mai se vede sus, mai bine. Mai sus. Probabil se vede mai bine din dronă. You love it when nobody's around. I wanna call out pound town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. Dăm elasticul ajutător care ajută la închiderea cortului. De obicei trage materialele înăuntru în momentul în care se închide. Așa, după care scoatem scara. Vom urca înăuntru și dinăuntru, pentru că acum, în momentul ăsta, am deschis întâi marchiza. Eu trebuia să deschid întâi cortul, că așa era mai logic pentru setup-ul nostru.
dar eram foarte curioasă de acest produs pe care nu l-am văzut. Și atunci voi pune bețele la ferestre din interior. Ăsta l-aruncăm peste ferestrele. 1 2. Bun, am fixat tijele ferestrelor. Trebuie să vă chem neapărat să vedeți ce frumos e sus. Hai sus, dai să vă impresionez un pic. Bun, avem ferestre, plase de țânțari și ferestre peste tot, totul se deschide. Aici e o fereastră, aici e o fereastră, acolo e o fereastră, la picioare e o fereastră, sus avem aerisire. Buzunarele, să nu uităm, minunata lumină, după care sunt înnebunită și piesa de rezistență, stați că vă arăt acum. Salteaua de 7 cm. Stai că am făcut o terge aici. Pe cei care ziceau că dimensiunea nu contează. Contează. Punem luminile. Aha! 1, 2, 3. Dar oare de ce am două becuri? O să văd imediat. Conectăm la priza USB. Aici ce s-a pus? Ok. Deci stins. Aprins la fiecare, lumină caldă și eu vreau caldă. 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 Aia, mă rog, neutră sau caldă sau chivie discromat și așa. Eu zic că una e caldă, una e rece. Păi una e caldă, una e rece și acum e ține neutră. Acum e caldă. Am trei. Sunt profund impresionată. Ce să zic? www.transman44.ro. Un articol pe care l-așteptam eu, une răbdare. Aceste scaune minunate, pe care le-am tot lăudat și care sunt extrem de compacte și care sunt magice și ocupă foarte puțin spațiu și... Ta-dam! Se numesc Overlander. Vă mulțumesc că m-ați urmă. O mai am masa. Să vedem și masa. Ne-am dorit foarte mult să fie negre. Toate articolele să fie negre. Picioarele sunt reglabile. Eu voi monta deocamdată aici. După care îi vom regla picioarele în funcție de zona în care va sta. Mai avem această plasă sau acest mic raft care se montează, bineînțeles, dacă vreți, după ce puneți bețele transversale. Bun. 1 2. Să aveți grijă să fie masa extinsă cum trebuie. Acum puteți să-i atașați și acest raft care se prinde cu aceste clipsuri pe barele transversale, după care se întinde cu aceste scaiuri pe colțurile cadrului. Și masa care se pliază tip evantai, să zic așa. Întâi o desfacem, nu știu exact. Ea este prevăzută cu elastic. Se prinde în capete. Dacă mă... perfect. Și are două clipsuri. Le nimeresc sau s-au fixat deja? Nu s-au fixat. Și 2. Ta-da! Să o facem să stea dreaptă. Asta e partea faină, că fiecare picioruș este individual. Și uite-te și tu ce drăguț. Ăsta. Și putiți, rog. Trebuie să fac asta. Desigur, nu-i recomandat să faceți treaba asta când aveți produse pe masă. De ce butan gaz? Pentru că au inventat, au încercat să breveteze aceste butelii. Într-adevăr, veți zice că sunt cam mari. Asta este primul pas, să zic așa. Tocmai de asta a ajuns și la noi, ca să ne dăm și noi o părere despre utilitatea lor în domeniul nostru de activitate.
Ei ne-au promis că vor încerca să facă butelii și mai mici. Aceasta este de 10 litri. Noi, în mod normal, foloseam acest sistem cu regulator clasic, care are nevoie de o cheie fixă sau o franceză destul de mare. Lucru care ne-a făcut treptat să renunțăm la aragaz, pentru că dura foarte mult montatul, demontatul și așa mai departe. Ei bine, ceilalți de la Butan Gaz au făcut această cuplă rapidă, care cu o simplă apăsare de buton și deja suntem mufați. Mai trebuie doar să ne conectăm la aragaz, unde vom pune un colier metalic, apoi venim frumos cu furtunul direct în cupla rapidă. Și asta e tot. Pupitrul de DJ a Anei este gata. Mic, mare, și putem da rapid un test să vedem dacă avem gaz. Funcționează! Împreună vom pune acum tot ce avem nevoie și tot ce ne trebuie ca să gătim. Vă voi spune exact și ingredientele. Scuzați dezastru din bucătărie, că poate vi se va părea dezastru. Bun, vom avea aici o tigaie, wok, penele, condimentele, mi le prezint imediat, uleiul, puiul, cu aici, cartofiorii, usturoiul. Perfect! Ce ingrediente o să folosim în primă fază? Avem două ochiuri și în mod normal ne-ar fi trebuit trei ochiuri. Pe unul să fierbem pastele, pe unul să prăjim puiuțul, după care combinăm cu pastele, alt ochi să facem sosul, dar le vom face pe rând, vedem noi în ce ordine. Avem aici niște paste din linte roșie, 100% linte roșie. Au foarte multă proteină, calorii exact ca și carbohidrații, 300 și ceva de calorii, nici nu m-am uitat, 392 de calorii, dar au 26 de grame de proteine și 19 grame de fibre. Asta e sănătate curată. Bun. O să fierbem pastele într-un bol, o să punem puiuțul tăiat cu bulețe mici la prăjit, unde vom folosi un pic de ulei de măsline. Pastele mele s-a întâmplat ceva, pentru că fierbe foarte, foarte, foarte greu, sau mai exact, nu fierbe, flacăra e foarte mică. Sare pe puiuț. E sare de Himalaya, e puțin mai puțin sărată decât sarea obișnuită. Probabil că pare că am pus puțin mai mult, dar puneți și voi după gust, fiecare cum dorește. Piper. Un strop de curry. Că vom pune mai mult în sosul pe care îl vom face ulterior. O să schimbăm focurile, că văd că ăsta a luat-o prea tare. Accident!
Mi-a căzut paravanul. A schimbat puțin flacăra. Mamă, ce bine miroase! Am pus pastele pe flacăra mai mare și puiuțul pe flacăra mai mică. Așa. Să-l întorc pe partea cealaltă întâi. După care voi începe să amestec. Așa procedez eu. Bun. Bun, lăsăm puiuțul și pe partea asta și între timp vă voi spune ce am de gând în altă oală, dar după ce se va prăji puiul sau vor fierbe într-un final pastele, vom face un sos. O să curățăm 2 cartofi. O să-i punem la fiert. După ce vor fierbe, vom pune peste ei toată smântâna vegetală de gătit din orez, vom lăsa la fiert și vom folosi piesa de rezistență pe care cu siguranță că nu o veți avea în natură. Dar, vă repet, nu este o rețetă pe care să o faceți neapărat în natură, ci să o faceți acasă și să ne spuneți dacă v-au plăcut. Cu siguranță că o să vă iasă pastele așa cum trebuie. Vom blendui blender vertical, va deveni un sos, smântâna vegetală cu cartoful pe care îi vom condimenta cu sare, vom pune ceva mai mult curry care îi va da o culoare deosebită, iar în momentul în care vom blendui, datorită amidonului, se va face exact ca un sos bechamel, exact așa va ieși. O să tai usturoiul cât pot eu de mărunt cu cuțitul. Îl voi tăia cât pot eu de mărunt, după care îl voi arunca acolo peste puiuț. Fierb pastele imediat, Doamne ajută! Între timp s-au alăturat și prietenii noștri de la Cutreier. Bineînțeles, când au auzit că e vorba de mâncare. Aici am adăugat usturoiul peste pui. Am reușit să salvăm o parte din paste, nu s-au dezintegrat complet, dar în orice caz nu arată cum arată atunci când le faci acasă. Le vom pune peste pui. Amestecăm. Și le vom lăsa la foc mic, în timp în care ne vom apuca să facem sosul, piesa de rezistență. Deci miroase foarte, foarte, foarte bine. Hai, curățăm cartofii, punem cartofii la fier, nimic deosebit. Ne auzim puțin mai încolo, vă chem când punem sosul peste cartofi și facem exact mixul. Pupi! Let's go! Ce vrei? Ia. Ai văzut ce băncuță am făcut? Da. Nu contează, e făcut. Da, e făcut puiul. Chiar nu mai durează mult, că văd că fierb bine. Au fiert cartofiorii, aici a pus să vii să vezi. Că au fiert cartofiorii și acum îi vom scurge, dar nu chiar de toată apa. O punem înapoi la foc și punem toată smântâna vegetală din orez. O mai lăsăm un pic să dea în clocot. Nu, e foarte interesant că, de exemplu, acasă eu nu gust mâncarea niciodată. Pur și simplu după miros o fac. Acum de aia e chivi așa slab, ce să zic. Și piesa de rezistență. Curry. Și începe să fiarbă. Pui-te aici! Hey. Avem curent. Și ce zici? Merge sau nu merge? Nu știu. There is only one way to find out. Merge! Yay! Yeah.
Bun, am mutat înapoi pastele pe flacăra noastră magică, mare și normală. Am făcut sosul, ați văzut consistența și acum, la piste de rezistență. Am înțeles cu totul. O să vrem un feedback sincer de la Andreea după ce vei gusta sau vei mânca. Mâine facem cartofi prăjiți cu grătar și... Tașa! Îl mai lăsăm un pic la foc foarte mic, timp în care Kevin spală vasele și după aceea vă invităm la masă. Ce faci acolo? Îmi spăl vasele ca iubita mea să nu trebuiască să facă treaba asta. Tașa, uite cât s-a pus și ție. Deci dacă n-ai ști ce s-a pus înăuntru, ce ai zice că e? Plătiga aia. Îți mulțumesc. La fel de mult. Sincer, a trebuit. Opa! Opa! Strung out in the heartland alone. Bună dimineața! Da-am. A dispărut mașina? Da. În această dimineață am lenevit. A trebuit să mutăm mașina pentru că tot fumul și funinginea se ducea fix în mașină și înspre mașină. E aici, un pic mai sus. S-a început light de dimineață cu ceafă. Niște cârnăciori. Nimic acolo. Nu este acesta micul dejun pe care îl consumăm întotdeauna, însă era planificat acest grătar astăzi. Dar vom pleca puțin mai repede pentru că s-a anunțat ploaie, iar Andreea face aici. Vă așteptăm cu drag în turele organizate de noi. Puteți alege de pe site-ul www.transhuman4x4.ro orice articol de overlanding, orice piesă de off-road și una din expedițiile noastre, sau de ce nu toate trei, orientali, meridionali, apuseni. Prietenii noștri de la Cutreier, apropo, puteți să-i urmăriți pe YouTube și până data viitoare nu uitați like, share and subscribe.